Cum poți să te bucuri și mai mult de copii la adânci bătrâneți? Statul german pare că a găsit soluția, primești pensie mai mare. Pentru prima oară, Germania se ține de planul pe care l-avea din 2019. Încă mamele pensionare să primească mai mult decât femeile fără copii. O explicație e că o parte din bani vin chiar de la copiii ei, care vor intra în câmpul muncii. Pentru că Germania suferă de problema demografiei și e codașă în lume la topul nașterilor, 1,6 copii de mamă, guvernul caută metode noi prin care să salveze sistemul de pensii. Anul trecut, un politician de la Uniunea Creștin-Democrată, partidul condus în trecut de Merkel, a cerut ca și roboții să contribuie la fondul de pensii. Jumătate de milion de europeni au fost înlocuiți la muncă de roboți în ultimii 20 de ani. Păi vezi, uite, ne bucurăm foarte mult de faptul că intră roboții, dar cine intră inteligența bucură? Artificială. Nu pun se botul bucură, la ce face bă, ăștia, nu știu, mădărinii și ujicii, știi? Ei se bucură că vin roboții, însă o problemă importantă este cu pensiile și eu remarc și apreciez foarte mult ce fac nemții în această situație, că au găsit acolo o soluție, vor taxa companiile care folosesc roboți, că na, nu poate să plătească un robot, iar aici au găsit o chestie prin care și stimulează demografia, dar și ajută într-un fel sistemul de pensii, pentru că dacă tu aduci urmași, evident că acel sistem de pensii crește. Deci altfel, asta, pensia se dă sau ar trebui dată, dar după cât ai muncit, nu după cât ai stat în concediu maternal, pe banii statului, mă rog, banii celor care au mers la muncă, n-au stat în concediu. O să ajungem așa și la tot felul de discriminări. Dacă doar cei care au copii, da, primesc pensie mai mare. Poate o să facem cei care fac fete sau cei care fac mai mulți băieți să primească pensie mai mare. De la țară la țară, bineînțeles.